Polițiștii biroului rutier Argeș au acționat în noaptea de sâmbătă spre duminică în zona de sud a județului pentru prevenirea și combaterea faptelor cu violențe, a patrimoniului public și privat, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică adecvat și pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind circulația pe drumurile publice. În cadrul acțiunilor desfășurate au fost verificate peste 200 de autoturisme și au fost legitimate peste 300 de persoane. Oamenii legii au constatat 4 infracțiuni rutiere și au aplicat peste 100 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 25.000 de lei. Cele mai multe sancțiuni, 84 ca număr, au fost pentru abaterile la regimul circulației pe drumurile publice. Polițiștii au reținut 6 permise de conducere pentru conducere sub influența alcoolului, 23 de conducători auto au fost sancționați pentru viteză excesivă și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. Duminică, polițiștii au continuat acțiunea de prevenire în tot județul și au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 75.000 de lei. Totodată, oamenii legii au reținut 31 de permise de conducere și au retras 5 certificate de înmatriculare.